se numește Biblia personalizată. Câțiva tineri din biserica noastră, împreună cu peste 100 de tineri din România, au început un proiect extraordinar de frumos. Au pus câteva semne aici, la câteva zeci de versete care să-ți vorbească și ție și mie. Ca să nu spui, mă, o deschid la întâmplare, dar n-am înțeles nimica, am pus-o jos. Nu. Oamenii aceștia muncesc zile întregi pe o Biblie, zile întregi, uneori și două săptămâni. Ca tu și eu. Să iau, să deschid și Dumnezeu să-mi vorbească prin acel verset. S-au împărțit deja peste 1000 de Biblii în România de acest fel. Săptămâna trecută la liceul Decebal din Deva s-au împărțit peste 150 de Biblii. Slăviți să fie Domnul! Avem deja oameni convertiți care s-au pocăit prin acest proiect. Și pentru asta spun slăviți să fie Domnul! Spuneți-mi, vă rog, ce ar mai trebui să facem? Stau tinerii nopțile până la 2-3, nu la meciuri, la Barça cu Real, nici pe Netflix. Vin de la serviciu mulți dintre ei sau de la școală și iau Biblia asta și lucrează pe ea zile întregi. Toți prietenii care sunteți prezenți aici și nu aveți o Biblie, nu pocăiți-i. Pocăiți-i trebuie să vă luați de acasă. Prietenii care nu aveți, la final, când ieșiți pe scări, este o masă. Vă rog frumos să faceți ca și famenul, să plecați de aici cu Cartea Sfântă. Vă promit că dacă o deschideți cu sinceritate, îl veți găsi pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, ai o Biblie acasă și ești mântuit, ajută și pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să poată primi aceste Biblii personalizate pentru a citi și înțelege mult mai ușor Evanghelia. Cu doar $5 poți face posibilă tipărirea unei singure Biblii pentru a ajunge la noi, iar mai apoi să le putem personaliza. Poți susține această lucrare prin donația ta în conturile noastre, ING sau prin Revolut, cu specificația Proiectul O Biblie Personalizată.